10 utilaje de desăpezire acționează în drobeta Turnul Severin pentru degajarea traficului, având în vedere că ninge de ore bune. Primarul Marius Creciu asigură pe cetățeni că autoritățile locale sunt pregătite să intervină în cazul în care nivelul zăpezii va crește. Avem situația sub control. La ora la care vorbim ne-a ajutat faptul că nu a nins așa de mult, în schimb a fost foarte frig, a mai înghețat. Acționăm în acest moment cu 10 utilaje, mai avem încă 4 în pregătire dacă lucrurile se înrăutățesc. Avem un stoc de 200 de tone de sare, 100 de tone de nisip. În principiu, lucrurile le avem sub control pe această problemă de zăpezii. Să sperăm că în continuare nu vor fi ninsori mari, pentru că, într-adevăr, atunci se va circula mai greu. Noi suntem pregătiți și pentru acea perioadă, numai că se va circula mai greu. Edilul face un apel către severineni să nu-și parcheze mașinile neregulamentar, altfel utilajele de desăpezire nu-și pot face treaba. Fac un apel și către cetățeni să aibă grijă cum parchează mașinile, pentru că sunt străzi unde primăria nu poate interveni, pentru că sunt mașini parcate și pe o parte și pe cealaltă și atunci am fost puși în situația efectiv să mergem și să dăm cu sare manual. A fost ger astăzi la drobeta Turnul Severin. La ora prânzului se înregistrau -6 grade Celsius. Până joi sunt anunțate temperaturi geroase, în special noaptea și dimineața.